mergem cu totodată și iată F și așa fel încât să fie de aceeași mărime. Ăla e cât ăla. Și acum ați obținut triunghiul D, E, F. Și iată cum ia naștere triunghiul D, E, F. Adică unim cele trei puncte. Uitați. Asta arată că triunghiul care a rezultat tot echilateral este. Adică vă întreabă ce fel de triunghi este. Ce fel de triunghi? Ce fel de triunghi este, exact. Și noi trebuie să spunem că este tot echilateral. Și oare de ce zice domnul profesor că e tot echilateral? Pentru că... De ce? Zabia. Pentru că în momentul în care triunghiul din mijloc este echilateral, ABC, adică în momentul în care triunghiul ABC este echilateral și noi ducem, de fiecare dată când facem simetria, noi ducem aceeași lungime a segmentului AB sau BC în partea respectivă și celelalte simetrii tot așa, adică aceeași lungime, în momentul în care noi le unim ar fi și ele. Dar nu pot să spun, în momentul în care le unim, și el ar fi. Deci trebuie să găsim un mod de redactare. Da. Păi, zic, avem deja un triunghi echilateral. Nu, ai văzut. Avem, în interior, da. Știm că în text ne spune că acesta are simetrice. Și deci asta e triunghiul echilateral care a fost dat. Și dintr-un triunghi are același prelungim, într-un fel, segmentele le mai lungim încă o dată, tot în același, în colțurile din care a plecat triunghiul AB. Cum redacteze? Tot din colțurile acelea care a plecat triunghiul AB? Asta mă repede și vine să zic că E, F, e cât F, D și cât D e. Tot segmentul. Voi vorbiți din AB, eu nu văd. Deci e vorba de E, F, D. Asta îmi dă mie voie să zic că E, F este cât F, D și cât D e. Este dublu. Da? Cine? Unde? Cum? În ce condiții? Cum să fac? Cum să gândesc? Ce mai știi despre un triunghi echilateral? Ce mai știi? Are toate laturile egale. Egale, da, de acord. Și unghiurile... Deci? Foarte important. De cât? Toate unghiurile de cât e. 60, mamă, când, de 60, când interiorul unui triunghi este 180. Am uitat de un profesor pe testul. Da. Deci măsura unghiurilor unui... Din interiorul unui triunghi egal cu 180. Deci chiar... unghiurile toate adunate trebuie să dea 180 de grade. Fiind egale, da. Fiindcă sunt egale, să am 180 împărțit la 3, deci fac 60 fiecare. 60, 60, 60. Da, unghiul ăsta așa, voi vă dați seama cât are? Unghiul ăsta așa tot. Cu tot cu cel de 60, domnul profesor? Da. A, B, D, adică. Îl puteți vedea ca pe unul? 100? 20. De ce 120 te-ai gândit tu? Dar un cerc. Un cerc știți câte grade are așa? Nu. 360. Eu nu pot să gândesc că aici ar fi un cerc așa? Și când am luat jumătate, bine? Deci cât are un unghi alungit așa? 180. Normal. 180. Că a fost 360, dar 2. Exact. Dar dacă ăsta are 60, cât o rămas să fie ăsta? Dacă tot e 180. Dacă tot e 180. Da, minus 60, da? 120. 120. Deci asta 120. Iată că am urmărit-o pe asta. Dar aici, oare câte grade să aibă și ăsta așa, unghiul ăsta? Păi tot 120. Tot 120, dar ce așa ți-o mint? Că ăsta tot așa în prelungire 120, unghi alungit, deci 120. Da. Bun. Dar ăsta de aici? Tot 120. 120. Eu vreau să arăt că latura EF ar fi cât ED și cât FD. Corect. Toate laturile să fie egale. ED, în ce triunghi intră copii? ED, în ce triunghi? Da. În triunghiul A, B, C. Ei, ED, ED ca latura. O cuprins pe ea și du-te la un triunghi acum. Găsești și un vârf. B, E, D. Deci ED face parte din triunghiul E, B, D. Ați înțeles? Da. Deci E, B, D. Hai să văd și H-ul un pic. Poate ne este mai clar. Dar ar fi foarte de. A, triunghiul, acum l-am văzut. Da, triunghiul da, E, are trei laturi, da? E, B, D, da. Are trei laturi, da? Deci este vorba de triunghiul ăsta pe care l-am luat în seamă. Și cu triunghiul care mai avem în vedere? F, A?
E-F-A. E-F-A. Iată un alt triunghi care merită cercetat. E-F-A. Și F-A-D. Și F-A-D. Da? Un alt triunghi F-A-D. Cele trei triunghi. Dar putem spune și D, B, F? Nu. Triunghi E, F, C. N-ai zis bine E, F, A. Atenție, Daniele. E, F, C. Atenție. E, că trebuie să te duci la cele trei vârfuri. E, F, A, unde e triunghi? E, F, A. N-am dus triunghiul ăsta. Nu este. Atenție, e, da? C, F. Mai luăm încă o dată, mai discutăm încă o dată. Atenție, mă. Eu trebuie să arat că triunghiul nou format e... Ce fel de triunghi este? Bunul simț, matematică, îmi spune că triunghiul ăsta este tot echilateral. Așa îl simt eu. Dar din ce știu, din definiție, ar trebui să arăt că toate laturile sunt egale. Da. De aceea, stau și analizez. Și văd că ED intră în triunghiul cu albastru definit, este vorba de triunghiul care e, dar ea. E D-ul? Nu, mama, nu știu de triunghi. În ce triunghi intrăm cu E, D-ul? Ce se printre litere? Păi, E... Latura E, D, în ce triunghi intră? Uite, o hașura, domnul profesor, cu albastru. În E, D, B. E, D, B. F, D, Davide, în ce triunghi intră F, D? F, D, în triunghiul F-A-D. F-A-D. Și E, F, în ce triunghi? E, F, C. E, F, C. Și acum visăm. Dacă triunghiurile astea le-aș lua și le-aș pune una, unul peste altul, se pare că ar fi egale, perfect egale, bunul simț se spune. Deci dacă l-aș lua pe ăsta și l-aș pune peste el, l-aș lua și pe celălalt, l-a pus peste el, s-ar suprapune perfect. Ar fi egale. Și mi-ar conveni că dacă ar să fie egale, atunci și latura e D, va fi cât D, F. Și latura E, F, va fi cât F, D. Deci toate cele trei laturi cum o să fie egale. Vedeți că îmi fac un plan de lucru foarte interesant. Da? Despre cele două, despre triunghiurile astea pe care, despre care am vorbit, unde ne intră laturile care ne înfrământă pe noi, constatăm că cele două triunghiuri au fiecare câte un unghi de câte grade aici? 120 de grade. Ăsta de câte grade este? 120 de grade. Foarte tare. Au câte un unghi de 120. Iar latura asta, cât este E, B față de B, D? E, B? Păi e mai mică. E mai mică. Dar cât ar fi? Sau E, B, de câte ori ar fi mai mare decât B, D? De... E, B, nu cumva două este... Ori. De două ori. E, B, nu e cumva cât CB? A, ba da. Adică e de două ori. E, B egal B, 2BC, 2BD și... La fel în fiecare dintre unii dacă uiți. Deci în triunghiul acesta, F, F-C. Așa, din nou, latura CF este de două ori cât latura? CF, CF, CF este de două... 2FEC, 2EC. 2E... E că sus. De urecă, sigur că da. Că e că era cât asta, dar toate erau egale. Analog și partea cealaltă și de aici ne dăm seama că triunghiile astea sunt chiar egale. Deci triunghiile sunt chiar egale și atunci dacă ne suprapunem, ele coincid și atunci laturile sunt egale. Deci, hai să încercăm să redactăm, dar nu am înțeles poveste. A fost o poveste, dar cum scriem chestia asta? Putem să scriem că triunghiul EGF sau EFC da. Egal cu... ca să ajungem să fie egal, hai să luăm așa. Să le luăm la analiză. Deci fie triunghiul. Da, nu am făcut încă pe unul. Știu, dar eu vreau acum să traduc într-un limbaj de ăsta care să fie accesibil.
Că nu pe simetrie cum? Asta mă gândeam, că pe simetrie, că n-au făcut unghiuri și triunghiuri. Simpla simetrie și nu-mi permite decât atât să spun că latura asta, toată CF, egală cu latura F, E, B și egală cu latura AD. Și că latura asta A, F este cât F, C, din cauza simetriei asta este. Și afară de faptul că am și că am avansare și că unghiul ăsta de aici e 120, n-am cum să mă traduc din mai simplă simetrie. Deci nu mi-e să mie jocul ăsta, că n-am cum să spun despre triunghiuri. Mă gândeam că pe simetrie, că n-au ajuns nici la unghiuri, nici la congruență. Iar eu am făcut jocul ăsta care a spus, dacă e un triunghiul ăsta, să fie identic cu ăsta. Ai înțeles asta cu identicul? Identic, adică dacă eu și-l cumpesc deasupra ăstea, să suprapună. N-am ce limbaj să folosesc decât acesta intuitiv. Da? Deci da. N-am cum. Simetria, Mihaela, hai că înțelegem foarte bine. Simetria mă ajută să spun că CF ca mărime. Este cât AD. Este cât... AD și cât BE. Așa. Deci cât AD, din cauza că triunghiul la început are de aceeași lată, nu de aceeași lată. Deci mă ajută să spun că CF este cât E, B și cât AD. De congruență merge rădirea, nu știu. Păi nu am decât așa, zic, latura din triunghiul ăsta... Da, 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 asta eu știu. Eu și o spun peste asta. Da, da. Latura din triunghiul ăsta și peste asta, da? Scriem așa, domnule. Da? Da. Deci fie triunghiurile, așa zice, fie da. Triunghiurile... Și le luați toate trei odată, da? Da, da, da. Hai, da. Zi, Daria, care triunghiul? Fie triunghiurile ABC. Dragă, da. Despre ce am discutat până acum, nu ABC. Păi, toate triunghiurile care ne interesează, în care intră, astea așurate, Daria. Să le luăm în discuție, să ne facem treaba. Fie triunghiurile care? F, B. E. F. E. F. B. Ai zis bine? E, F, B? Da. E. E. F, nu, e, F, C, ia uite pe, pe imagine. E, F, C, e și anșurat. Uite pe triunghi. E, F, C, uite pe tablă. Așa. Pe tablă. Un pic. Trebuie să hașurat, domn profesor. E, F, C. Deci fie triunghiurile. E, F, C. E, F, C. E, F, C. Și. E, E, D, C. Și triunghiul. E. D, nu, C. E D, B, da, bine. A, E, D, B, E, D, B. E, D, B. N-am văzut. Da? Atenție, te uiți, e așa, E, D, B. B. E, D, B. Și triunghiul. Și triunghiul F, A, D. Așa, A, D. A, D. D. Despre aceste două, trei triunghiuri, spunem că au câte o latură aceeași tot timpul. Adică... Care, Dare? E, C, uite asta care a rămas. E, C, Daria. E, C este cât care? C, B. E, C. Din cauza simetriei. Da. E, C egal cu C, B. De acord? Da, E, C nu. Stați, E, C cu C, B să fie egale. Păi nu a fost vorba cu B, că e a, da, sunt egale, pentru că erau simetrii acolo. Așa. Deci, zicem, scrieți așa. E simetricul lui B față de C, B față de C, înseamnă tradus că EC este că CB. EC egal cu CB. EC egal cu CB, da? Pe urmă, am simetricul lui de simetricul lui A față de B. Simetricul lui A. Nu e al lui D? Față de B, nu e bine. D, simetricul lui A față de B. Lui A față de B. Asta înseamnă că A, B egal cu B, D. A, B egal cu B, D. B, D. Deci AB egal cu BD. Bun. Și mai am că F este simetricul lui... F este simetricul lui C. Față de...
circulul simetricului C, dar A față de cine? A. Da. Față de A. Asta ce înseamnă Dalea? Asta înseamnă că CA. CA. Este egal cu A. Egal cu A. Da. Acum, despre cele două triunghiuri, haideți să, după ce am tradus simetricul, spunem așa la cele trei triunghiuri. La cele trei triunghiuri avem așa. Că EC egal cu CB. EC. EC egal cu CB. Și egal cu? Și egal cu? AB. Egal cu BD. AB și egal cu BD. Egal cu AB. Egal cu AB. Și egal cu BD. Și egal cu? Egal cu CA și AF. CA. CA. Și egal cu AF. Și eu acum sunt disubliez pe cele care mă interesează. EC. O subliez. EC. O subliez mă interesează. Face parte din triunghiul ECF. Da. AF, AF la și pe AF. AF la și pe AF. AF la aici. Și mai am și pe BD. BD la și aici. Am și aici. Și numai pe ele trebuie să scriu acum. Și EC. Voi scrie că EC. Da, ia, te rog să vorbește. EC egal cu? Deci le-am subliniat din șirul de egalități și selectez acum pe cel care mă interesează. EC egal cu cine? Egal cu BD. Și egal cu AF. Bun. Acum, EB, din cine se compune EB? EB este compus din EC, 2 EC. De două ori EC. Sau de două ori BC. BC. Deci EB, EB, da. Sau nu EC. E B. Nu de EB mă interesează. A. Deci EB este de două ori... EC. EC. O să zic și sau de două ori. E cam de două ori. Două ori EC. C. Daria, te rog pe tine acum. CF. Din cine se compune? Este egal de două ori CA. De două ori CA sau de două ori AF. Tot una este, da? Deci să spunem și că CF, CF, egal cu de două ori? FA. FA. Iar... acum este AD cu F. AD. 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 AD este egal cu 2 BC. BD. 2 BD. B? Deci bine, Daria se spune 2 BD. Da. La ce? 2 BD? Egal. Deci... Cum? Despre cele trei triunghiuri, acum adunăm toate elementele care le-am găsit. Despre cele trei triunghiuri, triunghiul care e, E, F, C. Triunghiul și triunghiul care am zis. E, D, B. Și triunghiul. A, F, A, D. F, A, D. Despre cele de trei triunghiuri, iată că E, C egal cu B, D. EC egal cu BD și egal cu AF. EC egal cu BD și egal cu AF. Am că EB egal cu 2EC. Am zis EB egal cu 2EC, da? Da. Dar nu cumva egal cu CF? Ba da. Da? Adică pot să spun de aici că EB egal cu CF egal cu AD. Da. Deci EV egal cu CF și egal cu AD. Da, ia. Încă o dată. EB se compune de două ori EC. EB de două ori EC. CF e de două ori FA, AD. Și cum astea EC, FA și BD le-am egale sus în șirul de mai înainte, pot să spun că EB cu CF și cu AD sunt egale. Deci adun. Adaug E, B, egal cu C, E, și egal cu A, D. Și egal cu A, D. Stați unde e asta? Era aici. Da, deci aceleași n-am mai avut unde să mă duc în partea dreaptă. Voi spune rezultă. Eu am luat, eram plasată acolo și nu aveam spațiu.
Deci toată munca mea de până acum, traducând simetric și acesta, au fost, toată munca mea a însemnat ca în legătură cu cele, triunghi, două, cele trei triunghi să spun câte o latură de la unul cu cealaltă și cealaltă sunt egale. Adică latura e cu asta, cu asta de aici și cu asta de aici. Sunt egale. Așa. Deci așa, așa și așa, toate sunt egale. Și pe de altă parte am mai muncit și am mai arătat că și latura asta așa, asta, egale. Cu toate astea din cealaltă triunghi și cu toate astea, toate egale. Da? Deci, și... cu alte cuvinte, dacă l-aș lua pe triunghiul ăsta și l-aș pune deasupra și ăsta deasupra, ar fi egal. S-ar suprapune. Și sigur trebuie să mă adaug că și mai au și o calitate. Unghiul ăsta de 120 de grade. Trebuie să spun și asta. E comun, toate trei l-au. Toate, da, 120 are și ăsta, și ăsta, și ăla. Deci mă adaug unghiul. Măsura unghiului A egal cu măsura unghiului I. Trebuie să-l citesc prin trei litere, da. F-A-D. Și vă ajut acum. F-A-D. Bag litera la mijloc când mă refer la triunghiul. Că mijloc. Că poate să fie... Au, poate să fie și ăsta deasupra. Și altul, da? Da. Deci unghiul F-A-D. Egal cu unghiul... Vreau să-l citesc unghiul ăsta de aici de 120. Cum îl citesc de asta? C-B-D. E. Ce B, D, E, B, D. Okay. Mă refer la triunghiul mare. Okay. Asta e motivul, da? Da, este motivul. E, era cu unghiul. E, B, D. Și dar e cu unghiul de ăsta la cu vreau. Citește-mi. F, C, E. F, C, E. Foarte bine. E, C, F sau F, C, E. Literea trebuie băgată la mine. Egal cu unghiul. E, F, C. Adică pe la măsură, măsură. Că la mijloc. E, C, F. Și abia acum spun, triunghiurile acelea sunt exact identice, sunt egale. Triunghiurile. E, F, C. E, F, C. Egal cu triunghiul. E, B, D. Și egal cu triunghiul care F, A, D. Triunghiul F, A, D. Și fiind triunghiuri egale, rezultă de aici că toate elementele sunt egale. Și atunci E, F, în sfârșit, în sfârșit, E, F, egal cu E, D, E, D, și egal cu F, D, F. Adică, de aici tragem concluzia că dacă toate laturile sunt egale, triunghiul este echilateral. Rezultă că triunghiul, am reușit să arăt că triunghiul este echilateral. Dar cum este? Rezultă că triunghiul este echilateral. Rezultă triunghiul, triunghiul E, F, D, dacă are toate laturile egale, E, F, D, echilateral. Echilateral. Dar mai are încă trei probleme, dar poate niște mai lui David. Uitați ce probleme și ei trebuie să le înțeleagă. Păi da, dar asta am spus. Dacă nu facem efortul să le înțelegem, exact. De ce am avut facem? Exact. Nu? Păi ca și mai ar fi venit aici. Da. Că și am pus ușurele pentru ei, pentru că sunt ușurele pentru noi. Pentru început sunt probleme foarte dificile. Foarte dificile, nu înțeleg acolo nimic. Deci. Facem pe atât, David. Tu, dar ești pregătire. Prima problemă, David, de la tine, da? Pe tine, da? Da. Pe pregătire, da. În interiorul segmentului AB, deci AB egal cu 7 cm. Segmentul AB egal cu 7 cm. Tot geometrie, AB da. egal cu 7 cm. În interiorul segmentului AB se consideră un punct C. C aparține... Ce aparține interiorului AB, așa scriu, segment deschis. Dacă M este mijlocul segmentului BC, M mijloc lui BC, și A e egal cu 5,5, iar A e egal cu 5,5, determinați lungimea segmentului AC. Atunci, AC în concluzie,
A, C, C B. Cu 15, gata. Deci, cum zicem, un segment aver, lung de 6 cm. AB de 7 cm. Cei în interior, pun așa în interior, pe aici, să vedem dacă m-am dus bine. Iar mâini mijlocului BC. Mâini mijlocului BC. Aici este. În cât am de 5,5. Dar trebuie să plasăm pe C de unde știu că am înregistrat cu 5,5, pentru că mai întâi cred că ar trebui să calculăm de la A 5,5 spre B și apoi acolo îl punem pe B și apoi îl punem pe C, pentru că nu se știe exact cum să se pozigereze. Deci iată cum propune Daria. Fiindcă tot AB este cât dată în problemă? De 7. Atunci AM este dat în problemă de 5,5. Și știm pe frământ pe păi, asta. De la... Câte? Păi mă, bă, ar trebui să-i dau 1,5. Păi zice, așa începe demonstrația. Demonstrație. Demonstrație. Și începe. Dar scriem așa, Davide. AB. AB, așa scriem. AB egal cu 7 cm. AM. Îți toate în ipoteză. Păi AM va fi egal cu AC plus CM. 5,5. AM egal cu 5,5 cm. Tragem bine și scădem. Și va fi AB minus AM egal cu BM. Egal cu BM, că așa vine A, da, da, da. B tot minus AM face BM. Egal cu BM. Sau BM spunem aici, BM egal cu AB minus AM. Da. Și egal cu 7 minus 5,5. 7 minus 5,5. Și egal cu? 1,5 centimetri. Deci, gata, am aflat pe AM, cum spune, a spus Daria, deci 1,5. Bun. Ce reprezintă CO față? Păi CE-ul va fi tot 1, CM va fi tot 1,5, deoarece CM egal cu MB, de unde așa rezultă că CM egal cu 1,5. Dar scrim așa. M în mijloc. Mijloc, așa avem informația. M în mijlocul lui BC. BC. Ce înseamnă? Echivalent. S-a spus ce dare. Că M în mijlocul de ce? Înseamnă că CM egal cu MB. Și cu BMB l-am aflat mai înainte de 1,5. Știm că CM este egal cu 1,5. Ce egal cu 1,5 centimetri. Rezultă că CM e 1,5. Nu știm. Atenție cu vorbește. Rezultă? Da, nu știm. E 1,5. Bun. Deci 1,5 cm e și acesta, 1,5. Noi trebuie să aflăm pe AC. Acum noi știm că AB este 7 cm și CB este 3 cm. Vom scădea din AB segmentul CB ca să aflăm AC. Așa, și facem AB, da, CB. Deci vom spune așa. AC. AC. C egal cu AB minus CB. AB minus CB. De desubt, CB-ul este egal de 2 ori. De 1,5. 2 ori M. Segmentul. Scrim asta. De 2 ori M. C. B sau M, C. Și egal cu? 3 cm. 3 cm. Și din cele două rezultă că AC va fi egal cu 7 minus 3 cm. Egal cu 4. AC este egal cu 4 cm. Da? Așa trebuie. Mergem mai departe, altă problemă. Problema a doua la Davide. Se consideră punctele coliniare A, B, C și se notează cu M și N mijloacele segmentelor A, B și AC. Deci fie A, B, A, B, C, nu? A, B și... Imediat. Deci se consideră segmentele AB și C în această ordine, punctele AB și C, coliniare. Coliniare. Deci face pe dreapta. E în mijlocul AB. A, B și C. E în mijlocul AB. E în
mijloc lui A. Oabe. N, mijlocul lui AC. Mijlocul lui AC. AC. Determinați lungimea segmentului MN în următoarele situații. MN egal cu cine? În următoarele situații. Amin. A aparține lui BC, este în interiorul lui BC și BC egal 10. BC. BC. Așa, și BC egal 10. Și la B mic, AB egal cu 8, BC egal cu 4, și AC egal cu 12. Păi, spune că ABC este în această ordine. Așteaptă, Dani. 12. Așteaptă. Păi uite, mama, AC este AB plus BC. Dar A aparține lui BC, mama. Da. Prima situație. Mai citesc o dată, stați puțin. Dar eu n-am fost atentă aici. Eu doar citesc din problemă. Deci, mai citesc o dată, domn profesor. Deci, calculați lungimea segmentului, determinați lungimea segmentului MN în următoarele situații. A aparține lui BC. Corect. Deci, Daria, despre ABC nu a spus doar că coliniale, nu a spus în această ordine. În această ordine. Doar că sunt pe aceeași dreaptă. Coliniale. Ai înțeles? Sunt pe aceeași linie, nu că da. În aceeași, da. Pe această ordine. Deci, cum le punem? Le-am pus noi acum varianta asta, dar după ce autorul ne atenționează, spunem că, pentru cazul 1, pentru amic, desenul arată așa. Nu-i bun desenul. Desenul nu-i bun aici. Vom lua situația în care aici avem B și C și au B și puteva. Că au este în interiorul lui BC. Davide, demonstrația punctul amic. Da. Și BC este egal cu 10. 10. Asta și BC tot este 10. Centimetri. 8 și 2, 6 și 2. Rezultat. Bun. Ca să calez și eu. Deci, BC este de 10 cm. Da. Păi stai puțin, M este mijlocul lui AB. Mai știm din ipoteză. Păi M mijlocul lui AB. Nu mijloc. Păi da, dar așa putem să punem pe A și lângă B și acum... Și N mijlocul lui AC. Pe A știm exact unde punem pe A și... Unde vrem noi, bun. Unde vrem. Dacă l-am pus la întâmplare, nu, atâta. Știu că este pe... Respectăm, da. M și N este mijlocul lui AC. N mijlocul AC. Și noi pe mână trebuie să-l aflăm, Davide. Păi pe mână putem scrie ca A, mână, da. M, A plus A, N. Corect. M, A plus A, N. Da. Asta e mână, da? Da, da, ne dă valoarea, cât centimetri. Da, da. Da. Păi asta trebuie să descoperim. Noi știm că tot BC-ul e de 10. BC-ul e de 10. Atât. Poți să-l pun pe așa încolo. Deci nu are importanță poziția. Pe interior, pe încolo. Importantă... Ba, nu mai care e important. Numai, da. Numai în interior. Da. Da. Și cu cine este egal mână? Dar de încercat să spun mână ar fi? A, M, A plus A, N. Hai să pornim. Deci demonstrați. Mână egal cu M, A plus A, N. Spun că o să vii tu, că da, știa cum mă duc eu. Da. Și acum să spun. Bun, deci, și cu asta? M-a plus A, N. Tot n-am aflat, domnule. Tot n-am nu aflat. Nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută, dar hai să mai gândim. N-am fructificat deloc mijlocul lui A... B, nu. A, B. N-am fructificat. Dacă n-am fructificat... Păi atunci B, A, B egal cu B, M plus M, A.